constat că tot și domnii consilieri sunt prezenți, motiv pentru care putem să începem ședința de astăzi. Pentru început, dau cuvântul doamnei secretar pentru a spune aprobării procesul verbal din luna anterioară. În conformitate cu prevederile codului administrativ și ale regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local, procesul verbal, în numirea ședința ordinară a Consiliului Local din luna februarie, v-a fost transmis pe adresa de mail. Vă rog să-mi comunicați dacă aveți observații. Dacă nu, vă supun aprobării. Ba da! Aveți? Acest verbal de luna trecută, vedeți că ați greșit la punctul 6, i-ați pus aceeași frază de la punctul 5. Ceva de dat acolo, greșit ceva să fiți. Să fiți atenți. Să verific. Cel puțin așa am primit eu. Ok, am să verific. Am să verific și dacă este o reconcordanță, o corectăm. Vă supun aprobării procesul verbal. Cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc frumos. Procesul verbal a fost aprobat. În continuare, am să dau știrie al dimineții. Primul proiect, depunerea jurământului de către domnul Grozavu Ioan, supleant pe lista Partidului Social Democrat, la alegerile locale desfășurate în data de 27 septembrie 2020, validat în funcția de consilier local al orașului Târgu Ocna, prin încheierea judecătoriei Onești numărul 525 din 12 martie 2021. Punctul al doilea, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna aprilie 2021, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local Târgu Ocna, numărul 79, din 12 noiembrie 2020, privire la organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Târgu Ocna, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu situat în imobilul Piața Agroalimentară, situat în orașul Târgu Ocna, strada George Enescu, numărul 4, județul Bacău, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu situat în imobilul în care funcționează Liceul Tehnologic, oraș Târgu Ocna, strada Nicolae Arbănaș, numărul 1, 3, județul Bacău, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu din imobilul construcție, fosta centrală termică, situată în orașul Târgu Ocna, zona blocurilor A, județul Bacău, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. 7. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârilor Consiliului Local Târgu Ocna, numărul 104, 27 octombrie 2017 și numărul 115 din 28 noiembrie 2019, privire la indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție, construire și dotare centru multifuncțional din Creșă, orașul Bogna, județul Bacău, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a doua, inițiator primarul orașului de Bogna, vă rog frumos să dați telefonul prezidențios. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru activitățile specifice de salubrizare, respectiv colectare, transport, sortare și ambalare deșeuri reciclabile de pe raza administrativă a orașului Târgu Ocna, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale, colectate și transportate separat, stocate temporar, sortate și încredințate în vederea valorificării la nivelul orașului Târgu Ocna, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Și ultimul punct, 10. Întrebări, interpelări, răspunsuri. Dacă sunteți de acord cu această ordine de zi, cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă, abțineri, nu sunt. Trecem la primul punct de ordine de zi, punctul festiv al zilei de astăzi. Dacă cuvântul doamnei secretar, pentru a ne prezenta procedura. La ședința ordinară a Consiliului Local ați luat la cunoștință de demisia domnului Palade Tiberiu din funcția de consilier local al orașului Târgu Ocna. Urmarea acestei demisii am înaintat către judecătoria Onești propunere de validare a următorului supleant aflat pe lista Partidului Social Democrat,
sublinia care mi-a fost comunicat de filiala județeană partidului. Judecătoria Onești, în data de 12 martie 2021, a pronunțat încheierea 525, care a devenit între timp și definitivă, prin care a validat mandatul domnului consilier Rozaru Ioan. Dânsul va depune jurământul. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și ce prea neam pentru binele locuitorilor orașului Târgu Ocna. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Comisia propune ca licitația să fie afișată pe site-ul primăriei, la vizierul orașului și un ziar, într-un ziar local sau județean pentru transparență. Aceasta a fost propunerea comisiei, de altfel aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia pentru urbanism? Aviz favorabil în unanimitate. Vă mulțumesc. Și Comisia economică, vă rog? Comisia economică, aviz favorabil, 4 voturi din 4 prezenți. Mulțumesc. Propunerea comisiei. Și la vizier. Am menționat și la vizier. Dacă se poate. Vom afișa și la vizier. Deci, propunerea comisiei este afumată de executiv. Înainte de a trece... Înainte de a trece la votul efectiv, vă rog frumos să faceți propuneri de persoane, care de o persoană titular și un supleant, consilier local care să facă parte din aceste comisii și să decidem dacă votul fiind vorba de persoane, dacă îl facem deschis sau facem vot secret. Persoana, consilierul local care își facă parte din comisia aceasta de închiriere. Vă rog frumos să faceți propuneri. Bună, dacă eu singură propunere, mai dau mai... Avem nevoie de un membru titular și de un membru suplean. Vă rog, domnul Abate. Pe domnul Barca, Cristian. Mulțumesc. Titular sau suplean? Da, titular. Da. Bun. Mai dorește cineva să facă propune? Vă rog. Minim două persoane trebuie să avem. Și pentru, dacă pentru membru titular mai sunt alte propuneri, pentru membru
Comisia va fi, așa cum a citit materialul, va fi formată de reprezentante executivului, care vor asigura și secretariatul comisiei, de un membru desemnat de Direcția Județeană a Finanțelor Publice, așa cum scrie programul municipal. Și legea ne obligă să desemnăm și membri supleanți, odată cu... Propun pe domnul Nicolae Drăgănuță. Ok, accept. Ca și titular sau ca și suplean, pentru că sunt convins că domnul Barna nu se lipsește. Da. Mai sunt și alte propuneri de titular sau de suplean în această comisie? Nu mai sunt? Dacă nu, trecem. Da, supun la vot proiectul pentru că reprezentanții noștri au fost desemnați deja și nu are sens să mai discutăm. Bun. Vă rog frumos să vă exprimați votul referitor la acest proiect de hotărâre cu adăugarea celor două persoane titular și suplean în această comisie. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abținere? Nu sunt. Vă mulțumesc. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu imobil situat în imobilul în care funcționează Liceul Tehnologic, oraș Târgu-Ocna, strada Nicolae Arbănaș, numărul 3, județul Bacău. Comisia juridică vă rog avizul. Aviz favorabil. Comisia pentru urbanism. Aviz favorabil pentru unanimitate. Comisia economică, vă rog frumos. Aviz favorabil, 4 voturi pentru unanimitate. Vă mulțumesc. Dacă există discuții, vă doriți să fie alte persoane, trebuie cineva să facă alte propuneri decât cele din Comisia de Închiriere de la Piața Agroalimentară? Există alte propuneri, alte persoane desemnate? Rămâne aceleași persoane? Dorește cineva să mai ia cuvântul? Dacă nu, pun la vot cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Cum avem. Așa se dă pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu din imobilul construcție Posta Centrală Termică, situat în orașul Târgu Ocna, zona blocurilor A, județul Bacău. Comisia juridică, vă rog avizul. Aviz favorabil. Comisia pentru urbanism. Aviz favorabil în unanimitate. Comisia economică, vă rog frumos avizul. Aviz favorabil, 4 voturi din 4 membri de zi. Dar am zis, trebuia să specific, că am pus acolo și cumva da, am observație că activitățile care se desfășoară în zonă să nu deranjeze, dar un contract va fi sigur trecut, am discutat cu executivul și va prelua în contract această observație. Alte discuții, dacă mai sunt persoane care doresc să facă parte din această comisie de închiriere, alte persoane decât cele care au fost semnate deja? Propun pe domnul Grozavu. Mulțumesc. Ca titular. Mulțumesc. Ca suplean, vă rog frumos o propunere și pentru suplean. Vă rog frumos o propunere și pentru suplean. Accept să rămâi tot. Domnul Drăgăruț, acceptați să fie suplean? Pot să rămân continuare. Sunt disponibil. Mai sunt alte propuneri? Dacă nu supun aprobării, cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Nu avem. A șaptelea punct. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârilor Consiliului Local de Ocna, numărul 104 din 27 octombrie 2017 și numărul 115 din 28 noiembrie 2019 cu privire la indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție, construire și dotare centru multifuncțional tip creșă, oraș Târgu Ocna, județul Bacău, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a doua. Comisia juridică, vă rog să spuneți avizul. Aviz favorabil, 4 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 2 abțineri. Mulțumesc. Comisia pentru urbanism. Aviz favorabil, unanimitate. Comisia economică, vă rog să spuneți avizul. Aviz favorabil, 3 voturi pentru, 1 vot împotrivă. Mulțumesc. Dacă sunt discuții? Da. Aș vrea să știu de ce s-a refăcut proiectul. Dacă poate să mă naște, domnul primar. De ce s-a refăcut proiectul? La P, nu sunt, ajung la P. Bun, hai să întrebăm. Iar trebuie să spuneți că s-a plătit.
Vreau să știm mult. Ok, asta e singura întrebare? Altcineva, dacă mai are întrebări? Domnul Consilier, aș vrea să știu de ce a crescut procentul pe care trebuie să-l plătească Oasete Bocna în acest proiect. Da. A rămas de la PNDL procentul standard, iar noi, Târgu Ocna, trebuie să plătim mai mulți bani după 4 ani de zile în care a trenat acest proiect, iar prima dată a fost aprobată în 2017, după două refacerea proiectului, să zic așa, da. Suntem de unde am plecat, propriu-zis. Aprobăm azi chiar niște parametri tehnico-economici. Nu înțeleg. Mai dorește și eu cineva să ia cuvântul? Sigur că e bine să avem o creșă, cum e bine să avem multe lucruri în trecut. Acum, întrebarea este, la o contribuție de 1,2 milioane de lei din bugetul propriu, devine interesantă sau rămâne interesantă investiția, pentru că la 92.000 era de sine de înțeles că ne puteam permite, dar la 1,2 milioane ne mai permitem sau nu? Asta e o întrebare și întrebarea mai generală, care sunt prioritățile administrației? Că banii sunt limitați, noi tot votăm 9 milioane pentru proiectul de... Am să vă rog să ne limităm doar la punctul acesta și la liber să discutăm și alte aspecte. Nu este un punct de divers. Este legat de faptul că banii sunt limitați. Noi aprobăm 1,2 milioane, dar nu avem imaginea clară care sunt prioritățile administrației. Încotro vom împărți banii care rămân de investiții. Asta e întrebarea. Mulțumesc. Altcineva dacă mai dorește să ia cuvântul? În primul rând, vreau să vă spun că acest obiectiv face parte dintr-o serie de obiective care au fost lansate pe Programul Național de Dezvoltare Locală, un proiect important pentru toate comunitățile, lansat în 2017. Procedurile au dus ca acesta să nu poată fi validat și să nu poată intra în finanțare datorită unor sincope în licitație prin nedepunerea ofertelor. Au trecut câțiva ani de când a apărut acest proiect, în 2017. Suntem astăzi când îl reanalizăm, pentru că a fost prelungit contractul de finanțare, putem să beneficiem de această sumă care a fost stabilită de la bun început de aproximativ 2 milioane de lei prin programul național. Este adevărat că la nivel de contribuție a orașului cifrele sunt altele, mai mari, dar cel mai important lucru este că orașul Târgu Ocna are nevoie de o astfel de investiție. Nu putem să fim localitate de tip urban în contextul actual, când să nu avem o unitate de învățământ de tip creșă. La data de astăzi, constatăm că, practic, obținem o finanțare de 2/3 din valoarea ei de către un organism guvernamental și este adevărat că orice investiție trebuie să punem și noi partea noastră de cofinanțare. De ce s-a ajuns astăzi? Realitățile au demonstrat la vremea respectivă. Ca să-i răspund domnului consilier. De ce s-a ajuns de la o clădire cu două etaje, la o clădire simplă? Pentru că au fost reanalizate toate valorile fizice și constatăm că acest tip de clădire se încadrează și se pliază pe un raport costuri-beneficii sustenabil pentru ceea ce vrem să facem. Eu cred că și vă rog să cântărim. Cu toții am spus că susținem învățământul. Dacă e să-l susținem, haideți să-l susținem și nu să-l nimăm, făcând tot felul de postări și tot felul de zbateri prin mediul ăsta virtual. Eu cred că acum este momentul să dăm dovadă de responsabilitate, să dăm dovadă de adevărați oameni care au fost aleși în aceste poziții
și cred că învățământul Târgovineală are nevoie de o astfel de investiții. Vă mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Domnul consilier, vă rog. Mulțumesc. Pertinentă poziția luată de domnul, colegul nostru, domnul consilier Avarei, și vrea să adaug. Într-adevăr, suntem interesați cu toții de unde partea noastră de cofinanțare este destul de mare. Bani nu avem. Sunt convins că o să apelăm la credite. Știu. Rata de îndatorare a orașului e undeva la cât la 100, doamna? 5. Cât? 11%. Sunt foarte atenți cum vom face și pentru ce vom face aceste împrumuturi. De acord cu dumneavoastră, avem nevoie de o creștere, dar trebuie să analizăm în așa fel încât. A crescut, într-adevăr, au crescut costurile la construcțiile astea, de acord. Avem grijă, totuși, cum facem, pentru ce vom face. Cu siguranță, cofinanțarea pentru acest proiect se va face dintr-un credit. Nu cred că avem bani din altă parte, din altă sursă. Putem? Doamne, nu să-i găsim fără să facem credit. Mulțumesc. De acord, eu voi fi de acord cu proiectul, niciun problemă. Domnul consilier, mă ajută. Eu vă pot spune că sunt împotriva acestui proiect. Sunt mai degrabă pentru construirea unui after school decât pentru o creșă, pentru că adresabilitatea este foarte mică. Având în vedere că mamele pot să stea acasă cu copiii de la 0 la 2 ani de zile, să-și crească copilul, nu știu câți copii vor veni la creșă în Tisești, având în vedere că creșa atunci când a fost concepută pentru un oraș în expansiune de 15-16.000 de locuitori, era în centru și era la îndemâna tuturor, adică era și școală, și creșă, și magazine, și liceu, și totul la îndemână. Am pus-o anormal, să zic, în Tisești, pentru ce? Pentru un spațiu mai generos, pentru curte, pentru și copii în aer liber. Între 2 și 3 ani, copiii pot. Nu au unde părinții să ducă serviciul după 2 ani. Între 2 și 3 ani. Care este adresabilitatea, vă întreb? Adică câți copii prognozați că vor fi în această creștere? Eu n-am spus un atunci ar dori 2 milioane fără studiu, așa? Știu mulți părinți, în schimb, care au probleme. Câți cunoașteți? Eu. Mai mult de 10. Bun. Mai mult. Mulți. Da. Exact. Nu, nu. Adresabilitatea acestei forme de învățământ este de la 3 ani. Cu toții știm că este o presiune enormă pe sistemul de învățământ de tip grădiniță și cele cu program prelungit, când locuitorii ai orașului Târgoviunea care doresc să-și mențină locurile de muncă sau să reia locurile de muncă mai repede în această economie complicată, doresc ca copiii noștri să beneficieze de un sistem modern și un sistem educativ normal. Sunt solicitări în fiecare an, avem și datele statistice și un corp de grădini, de creșe la capacitatea care a fost proiectată acum, este necesar, dar și va răspunde solicitărilor. Nu putem să mergem acum și să spunem că am avut anul ăsta doar 2 copii sau 9 copii sau 3 copii sau eu știu alte cifre. Știți foarte bine ce eforturi fac administrațiile unităților de tip grădiniță ca să găsească soluții și să coboare ștacheta găsind tot felul de principii care poate să permită copiilor sub 3 ani. Traversăm o perioadă complicată de pandemie care nu se întrevedea să finalizeze prea repede și cu toate măsurile de distanțare și cu toate măsurile de protecție și cu toate măsurile de supraveghere duce la un astfel de obiectiv care trebuie construit. Da, putem să discutăm foarte mult asupra valorii. Dar valorile sunt calculate de niște oameni care sunt abilitați. Putem să renunțăm la acest proiect dacă ni se pare că nu este un proiect corect și atunci să vedem ce sursă de finanțare putem găsi în această perioadă. Ați văzut că și la nivel guvernamental necesitatea creșelor în mediul urban reprezintă o prioritate. Putem să așteptăm încă 3, 5, 7 ani până când va fi finalizat altă linie de finanțare. Nu avem nicio problemă, dar trebuie să ne gândim și la copiii, la părinții care așteaptă un rezultat. Întrebarea care a fost pusă de dumneavoastră, că dacă avem anul ăsta încărcătura bugetară, dacă acum vom traversa perioada și vom aproba, vom intra în perioada de licitație, vom intra în perioada de documentație, care cu siguranță durează câteva luni. Și clar că acest proiect, ca să-l pui în operă,
luând în considerare celelalte proiecte care au avut între 12 și 18 luni termen de finalizare, e clar că vom avea probabil jumătate din efort anul ăsta și jumătate din efort anul viitor. Eu cred că această valoare, dacă împărțim între 2 ani, e o valoare care poate fi susținută de către bugetul local. Mulțumesc. Da, poate pe scurt, dar numai vedere că este vorba despre o este construcția unei noi creșe, indiferent de sacrificiile financiare, considerăm că este o prioritate și pentru noi, ca atare, vom vota pentru. Vă mulțumesc, domnul consilier Rochi. Necesitatea unei creșe în Târgu Ocna este de mai mult timp. Și abia în anul 2017 am reușit să semnăm un contract de finanțare pe programul PNDL 2. Dacă atunci cofinanțarea noastră era undeva la 5%, între timp au avut loc cele două licitații, s-au modificat și reglementările, nu mai sunt permise clădiri cu două etaje, decât cu un singur etaj, a necesitat și o modificare a proiectului. Nu am găsit și nu există nici acum o altă sursă de finanțare pentru creștere. Și atunci când două, trei ți le asigură Guvernul României, putem și noi să punem o treime. Pentru cei care doresc să știe exact care este situația. În anul 2018-2019 au fost trei grupe mici, de câte 25 de copii. În 2019-2020 au rămas nesoluționate 15 cereri. Ce înscriere la grupa mică. Ce vârstă nu studiați? Între 2 și 3 ani. În 2020-2021 au rămas 17 cereri nesoluționate pentru copii cu vârstă sub 3 ani. Începând din acest an, s-a micșorat grupa, nu mai pot fi cuprinși 25, 20. În aceste condiții, sunt solicitări pentru această creșă. Ea a fost aleasă la Tisești, pentru că, așa cum spunea și doamna profesoară, sunt niște condiții. Copiii acolo au un spațiu mult mai mare, unde pot să desfășoare activități. Dacă cineva are o altă variantă, o altă soluție, o altă sursă de finanțare, mai convenabilă, nouă decât asta, suntem de acord. Dar deocamdată, haideți să votăm acești indicatori, să se poată trece la etapa următoare și când vor începe lucrările, vom fi nevoiți să finanțăm cota aparte, executivul va găsi și soluții pentru cofinanțare, pentru că o creșă este de mare interes pentru oameni. Mulțumesc, fata mea, vreau să trebuie să intervină, dar domnul Scuponar, am fost mult zilea la voastră. Noi înțelegem abordarea asta empatică, este nevoie de creșă, dar pragmatic, de unde luăm bani? Cineva are de 2 lei și noi punem un leu. De unde luăm acel 1 leu? Ați intervenții? Da, și dacă tot s-au modificat de la P, cu zie la E, au, și era necesar pentru mai mulți copii, evident, de 90 metri pătrați au scăzut. Costurile au crescut, metri pătrați, ca crăpața construită, au scăzut 90 metri pătrați. Mai dorește cineva? Eu aș dori un răspuns la întrebarea mea. De unde luăm bani? Propunerea executului, pentru că așa sumă executivul. Eu am răspuns, mai da. Bun. Ați răspuns că putem susține din bugetul local fără să luăm credit, da? Am înțeles corect ce a spus? Mai există intervenții? Dar nu m-ați auzit? Dar ați spus că susținem din bugetul local. Ce înseamnă susținem? Luăm credit sau? Domnul primar, considerați că v-a răspuns la întrebare? Considerat, dar eu nu consider răspunsul suficient, doamne. Domnul primar, răspunde că suntem fiecare decide pentru propria persoană. Bun. Mai dorește cineva să intervină? Dacă nu supun la vot, cine este pentru? Mulțumesc.
pentru activitățile specifice de salubrizare, respectiv colectare, transport, sortare și ambalare, deșeuri reciclabile de pe raza administrativă a orașului Târgu Ocna. Avizul Comisiei Juridice, vă rog. Aviz favorabil. Și al Comisiei Economice, vă rog. Aviz favorabil, 4 voturi din 4 prezenți. Mulțumesc. Dorește cineva să discute pe tema acestui punct de ordine de zi? Dacă nu, spun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale, colectate și transportate separat, stocate temporar, sortate și încredințate în vederea valorificării la nivelul orașului Târgu Ocna. Vă rog, Comisia Juridică, avizul. Aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă dorește cineva să ia cuvântul, dacă nu sunt la favorit, cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Ultimul punct de ordinea de zi, întrebări, interpelări, răspunsuri, vă rog să vă scrieți la cuvânt. Domnul Aparaschivei, domnul Antoche. Domnul Aparaschivei, vă rog. Da, vreau o întrebare către executiv. În legătură cu drumul Salinei, undeva în zona de intrare, chiar în incinta Salinei, ar fi necesar o trecere de pieton și eventual cu oprire, cu două opritori din acelea. E și zona de pantă, cum se coboară de la Vâlcele și intersectându-se cu turiștii și cu parcarea de acolo din zonă, există riscul chiar și de accidente. Și vreau ca executivul să aibă în vedere într-un viitor cât se poate de apropiat. Mulțumesc! Legat de petițiile adresate Consiliul Local, două dintre ele ar fi și de competența Comisiei de Urbanism, care le-am și discutat. Practic se referă la același lucru. E vorba de petiția adresată sau adresa din partea Liceului Tehnologic și adresa din partea domnului Cristian Ghivilic de la F1. Se referă la reabilitarea termică. Acum știm că va începe un nou program și Comisia de Urbanism, în unanimitate, vă solicită, domnule primar, să prindeți în buget costurile necesare pentru ceea ce ne revine nouă ca și UAT. Un consultant, știți tot ce trebuie, pentru, nu trebuie să mai spunem de ce, pe lângă impactul ecologic, clădirea de la Liceul Tehnologic, plătim noi gazul, deci dacă s-ar face economii la gaz, legat de blocurile din oraș, eu cred că trebuie popularizat acest program, să vedem cum va arăta. Pe lângă, repet, iarăși aspectul ecologic, e și un aspect estetic, care cred că e singura șansă de a face ca blocurile să arate, să fie uniform, să arate cât de cât, ca în secolul 21. De aceea, credem că vom găsi înțelegere ca noi să ne facem datoria ce trebuie, locatarii să-și facă asociații și restul să așteptăm programul. Da. Mulțumim! Mulțumesc, domnul consilier Măciucă. Da, eu aș avea mai multe comandări de citat. Printre altele remarcă, proiectul de buget nu s-a pus în dezbatere publică ca să știe și cetățenii pe ce bani suntem și unde dorește executivul să aloce bani. Asta în paranteză. Dar sunt și probleme de mulțumiri către executiv, în sensul că s-au apucat de deformatat la granița cu Târgăreștiul, podul ăla care era de ani de zile și era o problemă, inunda curțile oamenilor. Așa, și sper să rezolve problema cât mai curând posibil. De asemenea, s-a rezolvat și iluminatul din părculețul de lângă Casa de Cultură, deși avea panouri solare, era în întuneric de mulți ani, domnul primar cunoaște situația. Și sunt probleme care apar și care ar trebui rezolvate. În primul rând, curățenia la cimitirul eroilor și în locurile pe care
zicem noi că turiștii ar trebui să le viziteze. A apărut o groapă pe strada în carosabil, deși strada e făcută din 2 ani nu are, probabil în garanție, pe strada Păru-Vârcica. Da? Asta arată cât de bine sunt făcute lucrările. Avem probleme de iluminat public în Vâlcele și în, și în Poieni, la care nimeni poate nu ia măsuri. La magazinul chinezesc, din centru, arugătoarele de apă sunt exact în creștetul trecătorilor. Da? Când plouă, mergeți și vedeți că nu e frumos, nici corect să te uzi când treci pe lângă o clădire. Tot în gangul ăla trebuie montat o lampă, o lumină, da? Că e întuneric. Da? Chiar ți este urât când treci pe lângă din gang. La fel și la blocul ANL. Aruncătoarele sunt puse să arunce în stradă sau în capul trecătorilor. Dacă tot domnul Palade a făcut o achiziție de terenul, îl rog să și-o ecologizeze. Da, mulțumesc frumos! În Vâlcele, gaura care a apărut lângă canal, vis-a-vis de Troiță, nu a fost rezolvată. S-a aruncat niște pietriși, dar asta nu e o problemă rezolvată. Asta e o problemă și mai periculoasă. Că mașina pe cetriș alunecă și sunt, pot să fie mari daune. De asemenea, este o gaură foarte mare, măcar cu pietriș astupată, în față la E5 și strada Viitorului și strada Cimitir iarăși arată deplorabilă, ar trebui balastată, să zic așa, dacă nu asfaltată. Știu că aveți proiecte, dar astea sunt necesare acum, nu când va fi proiectul gata. În legătură cu Casa de Cultură, vrem să știm în ce stadiu mai este. Cu o întrebare, sunt scaune? S-a depășit cu mult termenul? Mai vreți să interveniți, domnul? Da, să fiți un pic mai conștiți, mai spuneți. Nu, am pus o întrebare, aștept și o răspuns. Așteptați să-ți continuați sfârșit, că așteptați și domnul Avalaschi, și domnul Andochi, așteptați domnul. Nu, dar e întrebare, răspuns așa este firesc, nu vi se pare... Vă rog frumos să vă concentrați și până la ei va răspunde atunci când consideră că e oportun. Da. Suntem în urmă cu proiectul, am văzut că nu s-a făcut recepția la proiectul din Țisești, care trebuia să fie gata pe 28 februarie. De ce sunt întârzieri sau când prognozăm că vor fi locuri de muncă acolo, ca să zicem direct. Asta e tot. Da, mulțumesc frumos. Domnul consilier. Da, mulțumesc, doamna președinte. Cred că este bine ca, așa cum a dat cuvântul și domnul Antochi, să răspundem la scrisoarele pe care le-a primit comisiile. La Comisia Economică am avut două scrisori. O scrisoare a doamnei Emilia Mediela și o scrisoare de la Oștea Composesorat. Împreună cu, în comisie am hotărât ca cei doi consilieri care sunt membri în Consiliul de Administrație să nu depasăm la colegiu și să verificăm cele sesizate. Am fost cu domnul consilier Rusu acolo, am fost primiți cu amabilitate doamna director, care ne-a pus la dispoziție toate documentele. Și mergând pe punctele din sesizare, luând așa punct cu punct, voi încerca să formulez și ce am constatat. Că nu a primit niciun răspuns, este adevărat, colegiul a primit un răspuns în 30 de zile, răspunsul este deja redactat. De la primărie cred că se va întâmpla la fel, termenul nu este depășit. Că a fost un concurs, sigur, concursul a fost aprobat pe Consiliul de Administrație din data de 4-a 2021, în care s-a stabilit și componența, respectiv administratorul regiului, doamna Botucaru Mela, membrii îngrijitori de acolo și secretarul. S-a stabilit structura concursului, proba practică, probă scrisă, interviu, vedeți cât de greu sunt îngrijitori. S-a dat și un anunț înregistrat, publicat și în monitor oficial, în care au condiții de scriere, calendarul de concurs, bibliografie, selecția dosarelor până în data 2-a 3-a 2021. În data de 22-a 2-a 2021 există decizia
directorul numărul 4, prin care se numește comisia aprobată, de fapt, și în Consiliul de Administrație, președinte doamna Botucaru, membrii Rusul, Ileana, Pincre, Natalia, toți din cadrul colegiului. În data de 24, doamna Botucaru, președinta comisiei, face o adresă către doamna director că nu dorește să facă parte din comisie din motive personale. În data de 25 a doua, în Consiliul de Administrație, se propune o comisie externă din altă localitate, se aprobă cu voturi pentru 3 împotrivă și o abținere. Doamna director face adrese către mai multe școli, școala din Dofteana, Iță Mocanu din Onești, liceu sportiv, liceu tehnologic pentru Boni, liceu Cantemir, școala numărul 1 Onești, școala numărul 1 Târgu Ocna, pentru a întocmi cele două comisii, o comisie de examinare și o comisie de contestații. Fiecare școală trimit reprezentanți sau unii nu trimit reprezentanți. Până la urmă se înființează acele comisii și comisia de examinare cuprinde două persoane din Dofteana, o persoană de la liceu sportiv, secretar de la colegiu și reprezentantul sindicatului. La proba scrisă au trecut 3 persoane, s-au luat 53-50 de puncte, s-au luat declarații de la membrii comisiilor că nu se află în incompatibilitate și conflict de interese. Acestea sunt documentele pe care le-am verificat. O să cred că este normal să-i facem un răspuns doamnei și să vedem mai departe ce se poate face. Noi am verificat aceste documente, nu putem să ne pronunțăm asupra subiectelor, acolo este atributul comisiei și acolo, ca aici spune că a fost favorizată sau că ar fi rude, aici nu ne putem implica. V-am prezentat documentele care de examen. Cealaltă sesizare, stați că mai am. De la 8. Referitor la asta și eu fac parte din același consiliu de administrație, ca și dumneavoastră, ca și domnul Rusu, n-am nici cea mai mică suspiciune că a fost vreo fraudă. Nici cea mai mică. Nici nu cred că își face obiectul discuției Consiliul Local. Avem reprezentanții în Consiliul Local, în Consiliul de Administrație, vă rog. Totuși s-a făcut o adresă către Consiliul Local, trebuia să o soluționăm într-un fel. Eu cred că dacă se făcea răspuns, doamne, doamna nu mai ajungea la noi. Este sesizarea care a fost. Dar nu, e în termenul legal, nu? Noi, da, am înțeles. Dar noi ar trebui să răspund punct cu punct, așa stabil, dacă ne-ați trimis. Ne-ați trimis la comisie. Aveți interes să termine domnul consilier? Nu era pe aceeași temă și era o întrebare. Aș vrea să știu dacă s-a făcut, dacă doamna a făcut contestație, așa am zis. Doamna n-a făcut contestație, chiar am verificat. N-a făcut contestație în termenul legal. Ok. N-a făcut contestație asupra examenului, atunci a făcut după aia contestație. Da, dar trebuia să facă în 24-8 de ore, n-a făcut. Referitor la cea de-a doua scrisoare, dați-mi voi să le prezint și acum discutați. Obștea compositorat ne-am intrat o scrisoare. Noi am considerat că această scrisoare trebuie adresată Comisiei de Aplicare a Legilor Fondului Funciar și, sigur, cu hotărârea Comisiei de Fond Funciar putem să întocmim și un răspuns după ce vedem care este poziția Comisiei de Fond Funciar din cadrul primării. Mulțumesc! Întrebări, dacă sunt, răspund. Domnul consilier, vă aschivezi, da, vreau să vin și eu cu o completare din partea Comisiei Juridice. Aceste petiții pe care le-a amintit domnul consilier Șudrochi au fost adresate, adică tuturor consilierilor, dar au ajuns inclusiv și la Comisia Juridică. Aș dori o completare la cele spuse de domnul consilier Șudrochi, în sensul că, bun, doamna s-a adresat primăriei, Consiliului Local și așa mai departe. Părerea noastră și în urma discuțiilor purtate în comisie, am considerat că sunt convins că procedura a prevăzut și o comisie de soluționare a contestațiilor. Doamna, înțeleg că nu a depus o contestație în termen, în termenul legal. În condițiile astea, părerea mea și nu numai a mea este că eventual un răspuns poate, adică ar fi trebuit să primească din partea acestei comisii de soluționare a contestațiilor. Dar înțeleg că dânsa n-a făcut în termen. Când s-a adresat nouă, noi trebuie să răspundem. Trebuie să răspundem, da. Contestație în termen. Cum zici, spui să nu s-a adresat. Legat de petiția cu Obștea Compensatorat, Salina, este de competența Comisiei Locale de Fond Funciar, să facă un răspuns, nu Consiliul Local este îndreptățit.
Cu privire la petiția doamnei Codrianu Elena, am zis că este de competența executivului din cadrul UAT-ului să-i facă un răspuns și nu Consiliul Local. Iar cu privire la petiția din partea Liceului Tehnologic, care într-adevăr s-a adresat și Consiliului Local, considerăm că executivul va trebui să identifice fondurile. Este necesar de a identifica sursele de finanțare privind acest proiect. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Nu consilier trebuie. Rog pe colegul secretarul comisiei să prezinte și tocmai a prezentat situația da, care suntem de acord. Ai cineva, domnul consilier Rabaveci? Aș vrea să întreb pe domnul consilier și un lucru. Dumneavoastră ați verificat un dosar de angajare la liceu. În ce calitate? În examinare. În ce calitate? În calitate că sunt membru consiliului de administrație și doamna a scris o scrisoare de consiliul local. E bun. Dar în ce calitate ați verificat dumneavoastră dosarul de angajare? Nu dosar de angajare, este dosarul de concurs. Dosarul de concurs. În calitate de consilier local, căruia s-a adresat un cetățean. Și consilierul local verifică dosarele... Dar eu sunt membru în Consiliul de Administrație. Asta e altceva, de asta v-am întrebat. Deci ca și membru în Consiliul de Administrație. Am înțeles. Deci ca membru în Consiliul de Administrație. Desigur. Așa s-a hotărât în comisie, ca cei doi membri ai Consiliului de Administrație să prezintă un raport. Vă deranjează faptul că... Nu, dar mi se pare un trafic de influență acolo. Adică mergeți să verificați un dosar în ce calitate. Ce ne este invitare? Dar tu vrea să verific. Adică eu dacă sunt membru în Consiliul Local, merg la oriunde să verific angajat. Nu mergi oriunde, eu am votat acolo, domnule. Păi ați votat, da. Păi, dar suntem acolo în Consiliul de Administrație. Noi răspundem dacă sunt ceva acolo. Nu cei care sunt pe margine. Eu de aceea am prezentat aici doar activitățile Consiliului de Administrație. Ați verificat în funcție de statutul noastră de membru Consiliului de Administrație. Da, am verificat doar procesele verbale ale Consiliului de Administrație cu ce s-a spus acolo. Și am spus exact ce am citit. N-am verificat documentele de examinare, notările și ceva. Și v-am spus exact ce prezint acolo. În Consiliul, asta am spus. În fiecare ședință a Consiliului de Administrație, ce s-a notat în procesul verbal și în notările. Am spus numărul de vot, cum a fost. Dar considerați de, ca în Consiliul Local să dăm un răspuns la o cerere făcută de cineva că domnul, vremea e, nu știu... Domnul, permite. Deci, grupul USR a solicitat data trecută și acum hai să o înțelegeți și cu doamna secretar general. Ca toate sesizările cetățenilor să fie trimiși la consilier, da? Dumneavoastră nu toate sesizările cetățenilor. Toate sesizările adresate Consiliului Local. Da, toate adresate Consiliului Local. Vă rog frumos, domnul. În acest context, am întrebat și eu, de ce apare scrisoarea? Noi am primit adresă la comisie și scrisorile cele două le-am primit și noi. Și dacă ni s-au adresat în comisie, a trebuit să le discutăm. Dumneavoastră a spus că atunci să fie toate scrisorile. Dacă s-a adresat un cetățean, să le discutăm. Da, domnul consilier, dar nu să verificăm dosarul de angajare. Dar nu dosar de angajare. Păi cum? Dar ce este? Nu, am verificat dosarul. Sesizările, doamne, cum am verificat de aici? Cred că ne-am depășit cadrul. Și treaba dumneavoastră. Noi suntem depășit, dar ar trebui să stăm în cadrul legal. Nu trebuie să facem o dar în poziția noastră. În cadrul legal am făcut-o. Da. Mulțumesc. Mai dorește cineva? Dar până la urmă trebuie să lămurim problema. Dumneavoastră cereți să primim sesizările și eu cu responsabilitatea am luat sesizarea și am verificat punct cu punct. Nu știu ce vă deranjează. Și eu răspund nu ce fac. Nu vă interesați până ce fac. Cum să nu mă intereseze domnul? Suntem membrii același Consiliu Local. Da. Când nu s-a venit Consiliu Local? Da, dacă tot s-a venit s-a dat în discuție sesizare de către Consiliu Local, este o sesizare de la aparatul copiilor, prin clubul elevilor, care n-a ajuns cum a avut Consiliu Local, din februarie. Și o întrebare pe domnul primar. Nu știu dacă ne-am dat acordul toți membrii din Consiliu Local pentru publicarea datelor personale pe site-ul SEA. Date în primar, este la adresa 2335, din 8-a 2-a lucrurilor lăciului. De ce n-am încărcat datele personale pe SEA? Adică Consiliul Local, da, în datele în primar, pentru... Și dacă tot astăzi este domnul administrator public în ședință, am vrea și noi să ne prezintim data viitoare în proiect de management. Altcineva? Dacă mai dorește cineva? Dacă nu dau cuvântul domnului primar? Răspundem.
alături de executiv și dumneavoastră sunteți implicați în viața activă a orașului și preluați anumite solicitări din partea locuitorilor. Și aș vrea să vă răspund așa, au fost mai multe aici, am reușit să notez câteva, unele au fost spuse prea repede. Solicitarea sau, mă rog, ideea domnului consilier Paraschive de a se organiza acea trecere de pietron, cred că este benefică, pentru că acolo este un nod important turistic, este și o parcare, există și un trafic acolo destul de strâns și pe perioada de weekend sau perioada de turism maxim, atunci avem clar acolo funcționat cu puțin circulația și vom depune tot efortul ca să realizăm cât mai repede acea trecere de pietoni. Mă bucur că domnul Antoche, prin gestiunea pe care o are prin Comisia de Urbanism, a rezultat acest proiect sau această idee de a prinde în bugetul anului 2020. În anumitate. În anumitate, da. Nu am făcut referire. Să știți că am ținut cont, mi-ați transmis și ieri mesajul după ședința de comisie și așa este corect și firesc. Și vă rog frumos, ca să încercăm să intrăm în lucrurile adevărate administrative și nu numai să mimăm la televizor, rolul comisiilor în care dezbateți materialele, eu cred că executiva a fost întotdeauna la dispoziție de a răspunde solicitărilor și clarificărilor și lămuririlor. Dacă erau anumite întrebări puse la comisie, puteam să le lămurim direct și pe loc, dar mă rog. Cu privire la iluminatul public. Iluminatul public funcționează. Este un iluminat public care are o uzură și fizică și morală înaintată. Ca drept dovadă, executivul și dumneavoastră ați validat un proiect cu finanțare prin fondul de mediu și 700 de lămpi vor fi schimbate la nivelul localității de Bocna și suntem cu proiectul în fază de câștigător. Așteptăm acum să se deschidă și linia de finanțare. Ce ați spus că anumite părți din iluminatul public din Dulceni și din Poieni au fost ceva sincope ca urmare a căderilor de precipitații, iar acolo unde punctual anumite lămpi nu funcționează, în fiecare zi de joi asigurăm service și prin secretariatul instituției primăriei preluăm toate cererile și toate solicitările de schimbare sau de nefuncționalitate a lămpilor și încercăm să le ținem la zi. Mai avem și situații când, poate din neatenție, poate din speranța că a văzut vecinul și nu mai spun eu, sunt și sincope în a nu anunța imediat nefuncționalitatea. Dar am intervenit de fiecare dată și schimbăm acolo unde este nevoie și nu ne potignim în a, sau nu, chiar dacă nu am avut buget, ne-am încadrat în limita de 1:12 și am asigurat iluminatul corespunzător. Iluminatul la parcul trandafirilor, parcul din spatele casei de cultură, funcționează din luna noiembrie și nu de acum. Ceea ce privește mega-imajul, au fost notificați proprietarii de acolo să și-au terminat până pe 31 martie să înlocuiască elementele de scurgere de apă pluvială și să le redirecționeze așa cum trebuie pentru a nu mai funcționa tot ce înseamnă circulație. Cu privire la termene, la adrese, prin departamentul de relații cu publicul încercăm să ne încadrăm în toate termenele și să răspundem la adrese, dar vreau să vă transmit, să le transmiteți celor care fac aceste petiții, să-și scrie și datele de identificare. Pentru că suntem cu unele adrese care avem răspunsurile, dar nu știm cui să le trimitem. Au uitat să-și pună datele, unde să le transmitem. De aceea cred că nu sunt depășite termenele. Iar cu privire la publicarea în SEAP a datelor, SEAP este o platformă electronică a achizițiilor publice în care au acces numai anumite categorii care sunt avizate să intre acolo. Sunt avizate să intre și acolo sunt niște notificări cu privire la protecția datelor. Cine intră acolo își asumă vizualizarea anumitor date și nu trebuie să le facă publice, pentru că așa prevăd normele legale, iar acele documente care au fost încărcate acolo fac parte din dosarul de achiziție. Dumneavoastră, în calitate de consilier local, sunteți membri, participanți în procesul de achiziție. Și eu ca o completare aici, măcar dacă erau, măcar de chiar corecte, domnul primar.
sunt născut în 55, sunt mai tânăr ca domnul fost primar un an, sunt scaun la ei 14, mulțumesc frumos. Dacă sunt ceva probleme, se pot colecta. Dacă sunt probleme, se colectează. Și vreau să vă spun că platforma electronică nu am lansat-o noi. Sunt niște platforme care practic nu pot să, acolo se încarcă automat niște acele date, nu sunt documente pe care le-am scanat și le-am adăugit, nu pot trece mai departe. Și atenție, pentru că mai sunt și câțiva colaboratori din anumite formațiuni politice care au acces la acele platforme și apoi transmit în mediul virtual tot felul de informații. Eu cred că nu este potrivit, sau este potrivit, dar cu blurarea respectivă. Dar nu au acces decât persoanele autorizate. Și ia la cunoștință cum cei de la instituția justiției și la instituțiile finanțelor au acces la toate documentele, dar intră acolo, le vizualizează, utilizează datele de acolo. În general, organele de control. Exact. Sau cei care sunt implicați în procesele, pentru că acele declarații duc la atenționarea ca un posibil participant la acel proces de licitație să nu intre într-o stare de incompatibilitate sau în stare de conflict de interese cu anumite persoane care sunt acolo, au o anumită calitate. Fie de acționar, fie de reprezentant, fie de știu eu ce altceva. Cam asta mi-am notat. Mai aici. Dorește cineva? Am un singur lucru. Da? E clar că superficialitatea e la cote înalte. Proiectul de buget a fost publicat, așa cum prevăd normele. A fost pus și la vizierul instituției, iar dacă cei care au avut curiozitatea să vadă, și cred că cu siguranță sunt persoane interesate și au văzut, așa cum am spus de fiecare dată că ne preocupăm ca infrastructura localității să fie cât mai repede reabilitată, am și propus expre ca 4 drumuri din localitatea Tăbovna să fie introduse ca obiective de reabilitat în 2021 și e vorba de strada Viitorului, strada Cimitir și strada Cărămidăriei, care fac legătura între trei drumuri principale. Este vorba de drumul național de N12A, e vorba de drumul DJ-114 sau 116, Târgu Ocna, Bârsănești, și de asemenea fac și legătura cu localitatea Târgu Trotuș prin satul Vișoară. Și totodată poate asigura și o cale de acces facilă și în condiții de siguranță a distribuției de sare pe segmentul acela, pentru că sunt anumite autocamioane care nu se încadrează prin trecere de sub calea ferată, fie de la din spatele Colegiului Național sau cea de la Salina. Și atunci considerăm că este un segment din stradă foarte important și ne dorim să-l promovăm, a fi reabilitat. De asemenea, am mai propus ca și segmentul de drum de la Tisești, cel care este continuare de la intersecția cu strada Fântâna cu Apă Rece, pentru că din oraș de aici, de pe strada Podul de Fier și până la Fântâna cu Apă Rece, acel segment este propus pe a fi reabilitat prin proiectul care acum îl avem în licitație, prin valorificarea turistică, iar de acolo până la limita cu Pârgăreștiul, la fel să reabilităm. Acolo își desfășoară activitatea două instituții ale Ministerului de Justiție, foarte importante pentru comunitatea noastră, pentru că sunt un contributor la bugetul local, reprezintă Târgu Ocna pe plan național, pentru că este unica școală de pregătire a agenților, face legătura cu localitatea Pârgărești și nu neapărat pentru că asigură și o fluiditate a traficului mai facilă spre zona Ardealului, prin Oituz, și de asemenea acel segment de drum a fost deteriorat pentru că acolo s-a băgat și canalizare și apă și acum din anul trecut s-a introdus și acea rețea de alimentare cu saramura în complex. E o zonă cu care vrem să-i dăm mare importanță. Restul de investiții le veți regăsi în proiectul de buget. El se încadrează conform normelor și normativelor. Încercăm să asigurăm finanțarea, să asigurăm funcționalitatea, în primul rând, a comunității. Fac precizarea de acum că, raportat la bugetul anului 2020, sumele sunt mult mai mici, cele care au fost alocate prin formulele de legislative,
localitatea și nu numai localitatea, prin programele sau prin bugetul național, este văduvită de o sumă importantă, aproximativ 16 miliarde, dacă discutăm de bani vechi, ceea ce este o sumă care toată s-ar fi dus în investiții. Și chiar și așa, facem efort, alături de întreg aparatul din executiv, să avem un, și am tocmit un buget funcțional și să asigurăm toate investițiile care le avem în derulare anul acesta și celelalte care le propunem. Este un an complex, pentru că acum se vor pune bazele noilor programe de finanțare pe programul operațional regional sau pe planul național de reziliență de care se discută. Și dacă în această perioadă a anului 2021-2022 nu vom fi atenți și nu vom încerca să întocmim documentațiile pentru a putea fi pregătite și lansate, vom pierde un tren important. Următorul va fi după 2027 sau când va mai fi o nouă etapă de programe europene. Mulțumesc frumos! Cât la sută funcționare, o scuzați, cât la sută funcționare? Le găsiți în proiectul de buget, când nu discutăm asta. O rugăminte, doamna secretar, dacă se poate să încarcă pe adevărările mei și proiectul de buget? Proiectul de buget îndeplinește condițiile de a fi publicat așa cum scrie legea. Pe site-ul de sigur. Dacă îl căutați, îl veți găsi. Da. Vă rog frumos să aveți răbdarea, să identificați pe site acolo și să nu mai mergem pe varianta că de a monta pe aici acolo. Da, este proiectul în dezbatere publică a votului. De a vă utiliza anumite asociații de copii, da, 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 anumite asociații, nu v-ați reclamat, domnul consilier, pe pagina personală. Deci vă rog să nu implicați asociații de copii, asociația tinerilor în lupta politică și în prevederile bugetului. Mulțumesc. Domnul primar, la facultul ne-a trimis Mulculița? Eu nu fac preferire de alt coleg dintr-o altă instituție. Păi, dar nu cred că la facultul s-a trimis pe diferite. Bun. Dacă mai sunt alte intervenții, domnul consilier, vreau să zic că ne-a promovat. Da. Eu am să rog aici pe domnul primar, prin autoritatea dânsului și în întâlnirile la județ, plec ideea de la autostradă care se va construi, se va trece pe la Onești. Domnule, trebuie să avem încredere că se va construi. Timpul ne va rezolva, că e peste 2 ani, că e peste 5 ani. Prin autoritatea dumneavoastră, am văzut că domnul președinte al județean a prezentat două variante. Una care să treacă Bârsănești, Stării, Moldova, și ar fi extraordinar pentru Târgu Ocra. În oricare din variante, Ocra va fi o localitate oarecum privilegiată și lăsată de la Dumnezeu că cred s-a, s-a preocupat. Cred că este cea mai bine dacă, pentru noi, pentru oraș Târgu Ocra și Stării, Moldova, ca zonă turistică. Dacă clar că un vârf de ar, dacă veți pune acolo în contribuție. Sunt instituții specializate care vor hotărâ clar care vor fi, care va fi traseul cel mai optim, cel mai funcțional, dar ce este important că adică să gândim și spre bine, nu numai spre nemulțumit. Dar vestea proastă că nu-i prins în acest celebru plan de rezistență și reziliență și nu știu ce. Deci atunci nu trebuie să fim așa optimiști, din păcate. Ba da, te crede. Să ne dorim dacă vrem să realizeze. Domnul consilier Curăzacu, dorește să ia cuvântul? Doamna președintă, domnul primar, când s-a aprobat conducta de Saramura pentru combinatul de la Orești, a fost necesară și au venit aici oamenii din directul companiei și a spus că după ce s-a aflat și pune conducta, va face exact drumul cum a fost la fel. Din păcate, nu le-a făcut. Au pus puțin balastru și, deci, în loc de stradă normală de Sești-Pârgărești, aveam 3 sferturi de stradă. Deci cât au ocupat ei un metru și la, eu zic că măcar betonată dacă nu asfaltată. Dar ei au găsit-o asfaltată când au început să taie și au promis aici, că aici, în Consiliu, a fost când, acum, când s-a dat aprobarea pentru introducerea conductei de sare. Deci trebuie luat legătura cu ei, doamne, cum ai găsit, așa să faci. E în legă. Deci cam așa. Mulțumesc, domnul consilier, să știți că nu am stat degeaba. Suntem într-o permanentă discuție și cu Chim Complex, conducerea Chim Complex, și cu constructorul. Constructorul a motivat că de la 15 noiembrie până la 15 martie sunt întrerupte lucrările utilitare la nivel de infrastructură, pentru că e perioada de iarnă. Ei au asigurat cu acea piatră
provizorie pe perioada de iarnă, ar fi trebuit să vină să înceapă după data de 15, adică de săptămâna trecută. Iată că vedem că n-au venit, cum n-au venit nici cei, deși este emis ordinul de începere a lucrărilor de lunea trecută cu segmentul de drum afectat de la capătul localității spre cartierul Boieni. Există și autorizații, există și ordini de începere lunea trecută, ora 11 scriau, iată că n-au sosit încă până acum. Eu sper ca primăvara asta mai târzie să apară totuși și constructorii să-și facă treaba pentru că sunt sub presiunea unor acte normative. Da, așa au probleme să fie. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, declar ședința închisă. Vă mulțumesc!